Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au început să apară detalii din rechizitoriul împotriva liderului sindical de la metro, Ion Rădoi, care e trimis să judecată în dosarul spațiilor comerciale din stațiile din subteran. Rădoi e acuzat că s-a folosit de funcția și influența lui pentru ca, prin abuz, șantaj și presiuni, să obțină foloase necuvenite, așa se cheamă, din exploatarea și administrarea acestor spații. Și e nevoie de un pic de background aici. N-ați uitat probabil de la ce a pornit această anchetă a procurorilor anticorupție. Anul trecut, ministrul USR al transporturilor la vremea respectivă, Cătălin Drulă, a decis curățarea stațiilor de metrou de buticurile de acolo, care nu respectau normele de securitate la incendiu, încurcau circulația și, mă rog, erau cam dubioase. Și buticurile respective, toată lumea știa, aveau legătură cu sindicatul Metrorex, care administra aceste spații de zeci de ani, printr-o serie de aranjamente foarte dubioase cu directorii politici ai metroului. De altfel, însuși liderul sindical, Ioan Rădoi, aflat în funcție... Liderul, deci Rădoi este lider sindical din totdeauna, de din anii 90. El, da. Da. Dânsul a fost și parlamentar PSD la un moment dat. Deci implicare politică, iar rechizitoriu arată toată această încuscrire cu diversi politicieni. Acum, când a început propriu-zis demolarea spațiilor? Cu pricina, un grup de angajați ai metroului au oprit curentul, s-au așezat pe șine și au blocat circulația în subteran, cerând demisia conducerii Metrorex, și a fost un mare șoc și un mare scandal atunci. Acțiunea respectivă a fost privită ca un șantaj inacceptabil al unor mafioți împotriva bucureștenilor. Cam asta a fost interpretarea. Bun. Acum încep să apară diverse informații despre cum a fost organizat acel, așa zis, protest spontan, dar și cum Ion Rădoi a intervenit pe la diversi politicieni pe care îi considera prieteni, cerând intervenția acestora împotriva ministrului Drulă și împotriva directorului Metrorex, Paraschiv, la vremea respectivă. Sau chiar mai rău de atât. Pentru că, iată, de pildă, procurorii au descoperit că pe un anumit grup de WhatsApp, pe care erau salariați Metrorex, apropiații lui Rădoi s-au apucat să examineze posibilitatea de a angaja niște racheți din Est, ca să le execute pe Drulă și pe directorul Paraschiv. Numai faptul că poți să discuți așa ceva, mi se pare șocant. Și iată, citez. Cât dracu costă niște racheți de aia ucraineni? Întreabă unul dintre... Hai naiba să punem preț pe capetele lor, adică Drulă și Paraschiv. 5.000 de angajați. 5.000 de angajați la Metrorex. Dacă donează fiecare câte 1.000 de lei, face vreun 1.000.000 de euro. Și luăm ceva de calitate. Înțelegi? Hai mă, că e Caterinca. Băi... Aici, păi nu, până aici mai era cum era. Domnul, dacă până... tot cu luăm ceva de calitate... Pune preț pe două capete, Drulă și directorul. Și hai să vezi cum ne lasă lumea în pace. Altfel nu se mai poate ajunge la disperare. Apoi liderii sindicali au început să discute despre cum să organizeze o grevă spontană. Deci cum facem noi? Hai, fă-mi și mie un instantaneu, te rog, știi? Da, da, da. Da. Astfel încât să nu poată fi acuzat sindicatul că s-a implicat. Liderii au căzut de acord, nemulțumiți că numai câțiva mecanici de locomotivă ar fi putut fi convinși să oprească Sanchi spontan lucru. Că celorlalți le e frică. Deci nu ne putem baza pe ăștia să facă o mescambă, vorba lui Luca, o șmecherie, că le e frică să se bage și uite, nu vrea nimeni să fie spontan mâine, poi mine, când le cer. Procurorii spun că Ion Rădoi a decis totuși să fie declanșată așa zisa grevă spontană, dând sarcini de coordonare unor lideri sindicali, după care și-a aranjat o cerere de concediu antedatată, ca să aibă alibi, că el n-ar fi fost la muncă. Și au luat. Da. După ce au oprit circulația la metrou și au provocat un val uriaș de indignare, sindicaliștii au început să caute protecția mediului politic, activându-și diverse relații. Și este epocală discuția între Ion Rădoi și Ludovic Orban, care la vremea respectivă era președintele PNL, principalul partid de guvernământ. Și sună, deci îl sună... Da, și Ludovic Orban răspunde, El Maximo. Wow, îi spune, da, și Ludovic, la care, da, la el. El Maximo, cu vocea aia lenta lui, și Rădoi zice, ei, o jumătate de Maximo, față de marele președinte la pătrat. Atât, deci, mamă, la uns aici Ludovic a căzut, a zis, stai un pic să mă așez. Bă, deci ăștia se ungu după celălalt frumos, da, da, așa, da, da, unul da. El Maximo, celălaltul, Matale, ești președinte la pătrat. Bun, ce faci, întreabă Orban? Și Rădoi zice, ce să fac, iată că cu ale mele, cum se văd așa de la distanță, și mă mai uit și la ale tale, că pentru mine Ludovic Orban va rămâne prieten toată viața. Atât. Care mă înțelegi? Și Ludovic zice, păi normal. Și Rădoi zice, și cred că trebuie să dăm puțin în ochi, în ochi. Că nu mai știu, să mai contăm puțin, că nu-mi place ce vor oamenii ăștia. Orban
șmecher. El a simțit imediat că e o chestie nașparlie și s-a ferit. Zice, aha. Și Rădoi spune, și îl întreb pe președintele la pătrat, când ne putem întâlni? Și ăsta deflectează, zice, dă-mi un telefon când sunt în mașină și stabilim, da? Am înțeles, președinte, așa rămâne. Deci asta a fost cu președintele la pătrat, care s-a prins că e ceva nașpa și l-a deflectat un pic pe ăsta, dar modul în care discută are savoare și farmecul său. Oricum, liderii sindicali după aceea s-au întâlnit cu diversi miniștri, i-au trimis mesaje SMS premierului Florin Câțu, s-au organizat, adică au zis, acum toți trimiteți mesaje în care să îi înjurăm pe Drulă și pe Paraschiv și să cerem demisia lor. Și toți trimiteau SMS, oricum au făcut rost numărul de telefon al lui Câțu, care era prim-ministru. Bun, au avut convorbiri cu diversi primari implicați în acțiunea de demolare, acțiuni de denigrare a ministrului în presă. Mă rog, a fost un arsenal întreg de contramăsuri la decizia aproape sanitară de atunci de a se face curățenie în stațiile Metrorex. Și de ce oare toată opoziția asta ne-am putea întreba? Păi, iată, potrivit procurorilor, administrarea spațiilor din stațiile respective, făcută de firma sindicatului, devenise o afacere spectaculos de profitabilă pentru câțiva premianți. De pildă, în doar un singur caz, al unui singur spațiu, firma sindicatului l-a dat, care administra de la luase spațiile de la Metrorex, da? Uh-huh. L-a dat cu 1000 de lei pe lună unei mici firme, al cărei singur beneficiar real era fiul lui Ion Rădoi. Asta a luat spațiul respectiv și l-a subînchiriat mai departe pentru 3000 de euro pe lună, deci de 15 ori mai mult. Asta a produs un profit de peste 30.000 de euro anual, repet, dintr-un singur spațiu, pentru familia lui Rădoi. Și scenariul ăsta se repetă pentru o mulțime de alte spații. Atunci îți dai seama, nu? De ce atâta opoziție față de ideea de a curăța puțin locul de acolo? Păi e o sursă de venit dintr-un singur loc de 30.000 de euro anual și Metrorex ce câștiga din asta? 1000 de lei pe lună. Înțelegeți? Adică... Bun, ne oprim aici că... Na. Asta e timpul limitat. Deocamdată ne oprim aici, dar noi cu mare interes așteptăm să vedem cum o să desfășoare acest proces și încă ceva. Acum e din nou liniște la metrou, ați văzut. Avem o nouă guvernare, e liniște, e treabă. Procesul merge înainte, da? Drulă și Paraschiv au fost dați afară de Câțu, care a fost și el dat afară după aia. Avem alt guvern. La transportul ministru, cine ministru? E Sorin Grindeanu, nu? Uh-huh. Adi, da. Domnul Grindeanu e la transporturi. Șef la Metrorex este o doamnă, Miclăuș, o cheamă pe dânsa, care lucrează de vreo 30 de ani la metro acolo, dânsa știe bine tot ce se întâmplă, a mai fost director general la un moment dat, sigur a fost mătrășită pentru lipsă de performanță, dar asta a fost foarte de mult, acum 2 ani. În 2020, de cine să mai țină minte? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.